dacă se afișează, vă încurajez să folosiți Biblia, cei care o aveți, deschizând-o la pagina 993, Evanghelia după Luca, la capitolul 6. Este cuvântul pe care vi-l propun pentru seara aceasta. Luca 6:6. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le cunoștea gândurile. Și a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Și Iisus le-a zis: vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine, oare a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis omului: întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Amin. Tată Doamne, mulțumim frumos și pentru această zi care ne-ai dat. Doamne, în fiecare zi ne înveți lecții și pricepem că orice secundă și orice pas pe care îl facem este prin voia ta. Mulțumim frumos, Doamne. Mulțumim pentru tot ce ne-ai dat, Doamne. Nimic nu merita. Doamne, dacă ne lăsai în voia minții, nu eram în stare să facem o așa alegere și să fim aici. Suntem la închinare, la părtășie, că te-ai ocupat de noi. Îți mulțumim frumos, Doamne. Îți suntem recunoscători și rămânem datori înaintea ta. Vrem ca în seara aceasta să te înalți peste noi. Amin. Să atingi toate domeniile vieții noastre. Amin. Și totul ce nu funcționează, ce nu merge după voia ta, să dai valoare, Doamne. Amin. Și să ne folosești pentru împărăția ta. Al tău cuvânt să aducă mântuire, Doamne. Amin. Al tău cuvânt să aducă vindecare, Doamne. Amin. Al tău cuvânt să aducă eliberare, Doamne. Amin. Și să aducă mângâiere. În numele Domnului Iisus cerem și în numele Domnului te binecuvântăm, Tată. Cu trecerea timpului am învățat să mă opresc la detalii. Înainte ca să mă ridic să citesc cuvântul, am privit insistent într-un loc anume și fratele păstor se uita la mine: ce vreau să văd eu? Și nu i-am zis: stai să pun acum să se uite și el. Acum nu mai mă uit unde mă uitam în timpul acela, eu mă uit pe monitor și dumneavoastră vă uitați acolo. Și s-ar putea că ceea ce vedem să ne ajute cumva să înțelegem mai bine lecțiunea, mesajul. Ce văd eu acolo? Văd ceva ce de un ceas de vreme nu-și schimbă culoarea, nu-și schimbă locul, nu-și schimbă poziția și nici nu știu să mă facă
să mă bucur sau nu, nici nu-mi spune pleacă, nici nu-mi spune vino, nici nu-mi spune dă-mi, nici nu-mi spune poftim. Dar voi nu sunteți vinovați de ce se dă. E bine că ați făcut așa. Îi dau slavă Domnului pentru Biblie, pentru Scriptură, pentru Cuvântul Domnului, care ne învrednicește să privim la detalii și să învățăm câte ceva din orice, din aproape orice, din ce trebuie. Nu de mult cineva a intrat cu mine într-o discuție și îmi spunea cam așa: aș vrea să slăbesc măcar 5 kg. Și am zis: succes! Ce da, dar nu pot. Poți, dar ce să fac? Și imediat se gândea că o să-i spun să investească vreo 2000 de euro pe tot felul de mașinării, monitoare, căști în urechi și să, când alții se roagă și postesc, el să alerge undeva în living sau în, cum ziceți voi, în subsol, în pivniță. Ziceți-i cum vreți, în fine. Așa, gândea că o să-i spun așa ceva, să se facă vânzare. Și am zis: activitate. Doar atât? Da. Doar atât. Se spune că lipsa de activitate sau viața sedentară de birou, de așa, pe lângă altele, poate să conducă la om, să-l aducă pe om să fie supraponderal. Dar nu e o jenă aceasta. Din perspectivă spirituală, ascultare de predici și de cântări și participarea la slujbe, mereu și mereu și mereu, fără a începe un program de alergare, ne face obezi și crapă inima în noi. Din perspectivă spirituală, imediat cum am auzit o predică, ca să nu mă îngraș prea tare și să încep să fac comparații, cum a predicat ăla, cum predică ăla, cum ne zice ăla, cum a zis odată trecută, ca să nu cad în ispita aceasta, pentru ca, din punct de vedere spiritual, totul să devină digerabil, ar trebui ca mâine dimineață împreună cu grupul ăla, am înțeles că un grup de tineri s-a trezit astăzi la ora, ca să meargă să nu cer, în partea pliană. Cât? Mă, sunteți aici aia? Da. Care sunteți aia? Faceți-mi din mână. Tu. Să te binecuvânteze. Și tu. Domnul să vă binecuvânteze. Ei, vreau să vă spun. Dacă asculți predica și mâine dimineață te scoli la ora 4 să împarți pliante, mâine seară sau mâine dimineață nu mai comentez că eu am făcut cacofonii, pleonasme, țip, plâng, râd. Tu zici: vai, ce bine mi-a zis fratele că am avut ce să le spun ălora. Dar așa când zici: aș fi vrut ceva mai tare să zică, bă, dar n-are nimic de zis. Așadar, îndemnul pe care vi-l dau fiecăruia este acesta: să căutăm să ne facem utili, folositori lucrării Domnului. Tot mai mult și tot mai mult. Cum am auzit o predică, am învățat o cântare, am citit un psalm, am recitat o poezie, du-te și spune. Atleții nu au devenit atleți după ce s-au născut. A doua zi au fost atleți. Întâi s-au potitinit, au căzut, s-au ridicat. Bicicliștii și așa mai departe. Oratorii, scriitorii, întâi au mâzgălit caiete și apoi au devenit așa. Evangheliștii, misionari la rândul lor, întâi au și greșit, dar au mers. Și mesajul pe care îl aduce Domnul este acesta: să nu devenim supraponderal, mergi, mergi, mergi și fă-te util lucrării Domnului. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Dar acum să privim în cuvântul acesta. Fiindcă tot ne aflăm într-o zi de sfârșit de săptămână, din perspectivă religioasă, zi de sabat, și fiindcă Biblia ne permite să
învățăm de la Domnul și într-o zi ca aceasta, nu ne rămâne decât să ne aplicăm spre adevărul Domnului în dorința de a pricepe ce vrea El să spună. Era o perioadă când oamenii, atunci ca și astăzi, mereu și mereu, căutau să intre în competiție sau să îi tragă pe alții în competiție. Inițiau dispute verbale și dacă nu erau siguri de finalitatea lor, aveau plăcerea de a-i pune pe alții unul împotriva celuilalt și să discute, să vadă, se tachinează, se rănesc. Cine câștigă în disputa aceasta? Cine câștigă în jocul acesta? Și au venit și au zis așa. Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Pe când ai tăi nu postesc atât de des. Și ai tăi nu fac rugăciuni atât de vizibile, atât de teatrale, ca cei mai mulți. Dar o să vedem ce răspuns ne dai tu, nazarinene, galileiene, fiindcă noi, de fapt, suntem pe urmele tale. Și fiind pe urmele lui, în sabat, l-a surprins pe Domnul cu grupul de ucenici, trecând printr-un lan de grâu. Aceștia au rupt câteva spice, le-au frecat în palmă, au suflat pleava aceea și au luat boabele de grâu, încă necoapte sau nesuficient de coapte. Au început să le mănânce și le păreau că-s bune. Grupul acela de oameni care umblau să arate cu degetul, au început să se folosească de literă, de slovă, de lege și să acuze spunând: uite-i, vezi, în zi de sabat muncesc. De ce? Treieră. Dar ei frecau grâul în palmă. Uite, seceră. Dar ei rupsese câteva spice de grâu. Domnul intervine, face lumină în neînțelegerea lor și continuă un alt grupaj de zile până când se încheie și săptămâna următoare. Săptămâna următoare, la final, Domnul Iisus Hristos intră în sinagogă. Fiindcă la ei, la evrei, era o rânduială clară, atunci ca și astăzi, să fie parcurși un număr de pași, să fie prezenți la sinagogă, să jertfească ceva anume, să aibă un fel de închinare anume, care nu era rău. Numai că unii preiau toată această disciplină, o duc la extremă și fac din ea un motiv de laudă și de dispută. Atunci când Domnul Iisus Hristos intră în locul de închinare în sinagogă, ei îl urmăresc. Și nouă ne spun ce se vede acolo. Și spune așa: într-o altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă. Adică, pentru toți cei care ar spune că Domnul Iisus Hristos nu a fost, că e o invenție, că a fost un tip obraznic și ne-a stâmpărat, că nu a fost un personaj model, pentru toți cei care au ceva de spus sau ar fi avut ceva de spus la adresa lui, Biblia ne spune că au existat martori oculari care nu inventează. Spun așa: Iisus a intrat în sinagogă. Mă, lasă-ți voi, l-am văzut. Ați fost lângă El? Am fost lângă El. L-am simțit. E ca și expresia băiatului acelui care a fost orb, primește vedere și alții îl întreabă: zi, mă, e adevărat? Nu e adevărat? Cum s-a întâmplat? Și zice: Doamne, nu mă întrebați pe mine detalii. Ce pot să vă spun eu este următorul adevăr. Nu vedeam, Doamne. Și acum văd. Dar altceva nu ai să ne mai spui. Nu-i treaba mea. Cel care s-a atins de mine este Fiul lui Dumnezeu.
Este foarte important ca fiecare din noi, la un moment dat, să poată spune așa. Știi cum s-a întâmplat? Eram în gară. Eram pe peron. Eram la școală, eram la servici, eram în călătorie, eram la ceai, eram la cafea, eram la pizza, citeam, eram la film. Și a venit lângă mine un personaj și mi-a zis, vino la biserică. M-am dus în casa lor de rugăciune și nu mi se părea nimic interesant. Un grup de băieți, fete, cântau, un alt tip cânta, un alt grup coral cânta, un bărbat ne spunea ce urmează, s-a ridicat unul și a început să vorbească de o manieră nu extraordinară, una ștearsă, însă la un moment dat, peste tot ce s-a întâmplat acolo, pe ce vedeam acolo, simțeam că se atinge de mine Dumnezeu. Aleluia. Mă, și e adevărat. Păi e adevărat. Și cum a fost? Am simțit că Iisus mă arată cu degetul, îmi arată păcatele și greșelile și apoi mi le-a iertat. Slăvit să fie numele Lui. Asta înseamnă mărturie personală. Să nu-ți spui odată, după ce ai cântat, mă, ești pocăită? Ești pocăit? Crezi în Iisus? Ești Fiul lui Dumnezeu? Ești creștin? Crezi în Rai? Crezi în eternitate? Crezi în divinitate? Da, cum a fost? Dacă nu ești în stare să prezinți momentul, cum a fost întâlnirea cu Domnul, înseamnă că nu a fost. Înseamnă că ai impresia că a fost. Și impresiile nu duc în Rai pe nimeni. Vai ce dur sunt. S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus a intrat în sinagogă. Și acolo îl găsesc și în capitolul 2. În capitolul 2, în aceeași Evanghelie, îl surprind pe Domnul într-o casă, intră și nouă ne place. Și spunem așa, înainte de predică, ridică poporul, cântă cântarea aceea, să cânte corul așa, faceți atmosferă ca să am har, zic eu. Domnul, cântarele voastre sunt extraordinare. Dar Domnul nu avea nevoie nici de o cântare, nici de ridică în picioare, nici de spunele, nici nu le spune. Șters, direct, sec, plat, spune, El le vestea cuvântul. Ceea ce sfredelește în inima omului, ceea ce mișcă viața și inima lui, este cuvântul Domnului Iisus Hristos. El a intrat acolo și spune că nici măcar nu ține o predică de evangelizare. Îi învăța. Cuvântul de învățătură devine greoi. Cuvântul de învățătură nu este spumos. Nu este volubil. Nu are sinusoidă, urcușuri și coborâșuri. Cuvântul de învățătură este plat, punct, virgulă, două puncte și de la capăt, care poate fi citit. Învăța pe norod pe sinagogă. Acolo este Domnul Iisus Hristos. Norodul este categoria de oameni. Biblia vorbește așa. Mulțime, norod, gloată, lume, popor și toate acestea, dacă te uiți în dicționar, se deosebesc una de alta. Norodul este categoria celor mulți care nu au studii superioare, care au o gândire aproximativ la fel, care au alegeri și priorități aproximativ la fel și care sunt atrași de dimensiunea mistică. Norodul era acolo. Învăța în sinagogă pe norod. Erau oameni, zeci, sute, norod, înseamnă mult, popor adunat în locul acela. Și Domnul Iisus Hristos le vorbește tuturor, le dă aceeași hrană, le dă același meniu, le dă aceeași învățătură. Între ei era un grup de oameni într-un colț care fremătau și vorbeau unul către altul și ziceau, mă, fii atent, seara asta sunteți cu ochii pe Galilean și pe băiatul ăla. Dar de ce? Bă, fii atent că ăla, băiatul ăla, are mâna dreaptă uscată. Și Galileianul când vine, nu are stâmpăr, mă. El nu vine așa doar să țină slujba, să citească acatistul și să plece. El face rugăciunea, el ține slujba, el predică, dar nu închide și pleacă acasă. El încheie cu rugăciune, cu chemare la mântuire și îi vindecă.
Și ce vrei să spui? Fii atent. El nu cred că seara asta va pleca și să-l ignore pe băiatul acela, nu. Cu siguranță, dacă se va atinge și de alții sau nu, de el nu știm. Dar de ăsta știm că de ani de zile, înainte de începerea slujbei, el e aici. El pleacă ultimul, unii îl ajută, el are locul lui acolo. Nimeni nu-l bagă în seamă, nu face nici rău, nici bine. Mă, dar dacă Galileianul știe că băiatul ăla e aici, Galileianul o să-l lase așa. El nu duce predica doar până la rugăciune, doar până la adunare este liberă, doar salutări frățești. El ia predica și o duce la rugăciune, la chemare, la punerea mâinilor, la ungeri cu un de lemn, la eliberare de demon. Îi duce pe oamenii în rai. Urmăriți-l pe Galilean. Biblia spune așa, aceștia pândeau pe Iisus. Când Biblia spune că aceștia pândeau pe Iisus, eu înțeleg mai mult decât că ei pândeau pe predicator. Că Domnul Iisus nu era un predicator, un profet, un cântăreț, un păstor, un evanghelist, un om oarecare. Domnul Iisus era, este și rămâne Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Știți pe cine pândeau nenorociții aceia? Pe Dumnezeu. Unde sunteți, mă, voi de la frații baptiști? Sfânta cântarea. Ce mare ești! Nu pot desena pe Dumnezeu? Nu pot să-mi dau o întâlnire cu El? Pot să-i compun câte un cântec și dacă nu sunt în stare să-l compun, îi cânt așa cum pot refrenul, mă minunez și spun ce mare ești. Privirea când mă înalt și văd minunea, mulțimea stelelor și sorilor și mergând pe cer, măresul soare, blânda lună, ca mingi de aur plutind prin eter, atunci nu mai pot să zic nimic. Și-ți cânt și mă mir ce mare ești, Doamne. Binecuvântată să fie prezența Domnului în adunare. Îl pândeau pe Dumnezeu. O cântare pe care fratele Moldoveanu a făcut-o în versurile ei, spunea, Dumnezeu e steagul meu. El mi-e steag și El mi-e soartă. Eu îl port și El mă poartă. Cu cât vântul e mai semeț, cu atât steagul e mai măreț. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci de veci. Slăvit să fie numele Lui. Este cumplit. Să ai impresia că îl pândești pe omul, Iisus, Galileanul, Lazarinianul, fiul tâmplarului și în fond să-l pândești pe Dumnezeu. Și motivația lor era ca să aibă de ce să-l învinuiască. Asta era gândirea lor, care până la urmă devine publică, Domnul învață poporul și Domnul le cunoștea lor, acestora, gândurile. Nu știu dacă reușiți, dacă reușim să ne punem întrebare că cele mai mari problemele noastre sunt la nivelul gândurilor. Cele mai mari lupte ale noastre sunt la nivelul gândurilor. Când cânt acela, când cânt aceea, când așa, cele mai mari sunt acestea, la nivelul gândurilor. Și ne uităm și vreau să spun ceva. Ce frumos, ce bine stă unor colegi de mine și înregistrează asta. Ce bine stă unor păstori să zâmbească și să spună pace, God bless you. Și ce urât le stă să rânjească după ce ei m-au bârfit și am să-mi spună God bless you. Vorbesc de tagma noastră. Ca și a voastră tuturor. Nu suntem noi și voi, noi toți. Dar procedăm așa fiindcă nimeni nu ne știe gândurile. Avem noi impresia. Însă Dumnezeu ne știe gândurile. Slăvit să fie numele Lui. Vorbim și când apare El. O, iată-L și fratele, pace, de când te așteptam. Și El profera jurii ca un Goliat asupra mea. Așa.
Da? Nu ne plângem că știi ce spune Eclesiastul. Nu zici și tu că știi inima ta de câte ori și tu... Și atunci mi-e rușine și zic, dacă și eu am făcut-o, Doamne, îmi trag fermoarul la gură. Domnul le cunoștea gândurile lor. Și atunci, toată învățătura, tot mesajul, se întrerupe și Domnul își îndreaptă atenția spre un singur punct. Și anume, era acolo un om despre care doctorul Luca spune că avea mâna dreaptă uscată. Cei mai mulți în lumea noastră sunt dreptaci, spunem noi. Cu dreapta dăm mâna, cu dreapta dăm palme, cu dreapta băgăm mâna în portofelul altuia. Multe facem noi cu dreapta. Noi. Vorba bine noi. Se pare că dacă mâna dreaptă este sănătoasă, mă pot descurca, pot lucra, pot scrie, pot da mâna, pot să... Dar dacă mâna dreaptă nu merge, nu numai că eu sunt ca un motor care acționează la jumătate de capacitate, 50%, dar risc să constat că mâna dreaptă, nu numai că nu-și face datoria, dar devine și povară pentru mâna stângă. Și mâna stângă, atunci când trebuie să ia mânuși, întâi îi este frig. Și zice, îmi trebuie mânușă, dar ce să fac? Întâi eu pun ei. Apoi, ce o trage. Trebuie să ia haina și întâi o ia pe aceea mâna dreaptă. Și apoi, asta la. Mâna stângă la rugăciune uneori ar vrea să se înalți. Mâna stângă la rugăciune uneori ar vrea să vină să se împreune cu mâna dreaptă. Dar ea face cursa și face drumul de aici până aici. Și asta stă așa. De ani de zile. Hai să dăm și asta ce nu vreau. Hai, uite, te aduc eu. Și o ia și o aduce aici. Doar trebuie să saluți. Dacă tu nu saluți, uite, o fac eu. Doar trebuie să dărui. Dacă tu nu dărui, dărui eu. Doar trebuie să ajuți. Dacă nu ajuți, ajut eu. Și mâna stângă are o responsabilitate dublă. De acum înainte, fiindcă mâna dreaptă nu funcționează la parametrii la care ar fi trebuit să funcționeze. Din poporul acela, oamenii importanți trec în anonimat. Criteriile după care se vorbește despre o persoană nu sunt profesia, înălțimea, prestanța, stilul, șarmul, cât este de chipeș, cât nu, prioritatea în abordare este handicapul lui. Dezabilitatea lui. Și o numesc aceasta important prin dezabilitate. Lumea în care noi trăim este o lume care vrea să fie văzută. Vrea să fie văzută. Mă aflam undeva într-o țară și gazda respectivă m-a luat la pescuit cu un bărbat, o rudenie. După ce a adus barca și trebuia să ajungă, cel care completa grupul de trei, deci nu gazda mea, se prăbușește lângă barca. Și eu l-am întrebat pe gazdă, dar ce-i cu el? Și gazda spune, lasă-l. Ăsta merge pe coate și genunchi, face o tură pe lângă barcă, pe lângă rulota aceea, după aia se ține mult. Am zis, ce-i cu el? Se ridică. Și gazda spune, ăsta așa ne face. E frate. Toată viața a vrut să fie în centrul atenției. Să se dea mai deștept, mai harnic, mai frumos, mai talentat, mai bun decât noi toți. Când a văzut că noi nu-i luăm în seamă tertipurile și artificiile lui, acum o face pe victima. Dar ori cu o extremă, ori cu alta, el să intre în centrul atenției.
El să se facă vizibil. Omul acesta nu face parte din această categorie. Omul acesta este nelipsit de la templu. Însă, mediul în care el trăiește este insuficient să-i aducă vindecare. Sinagoga nu-i aduce vindecare, prezența nelipsită de la templu nu-i aduce vindecare și anturajul în care el se află nu-i aduce vindecare. A fost nevoie de o zi, de un moment, când, spre deosebire de toți cei care populau sinagoga, sabat după sabat, și nu puteau să facă nimic omului în casă, a fost nevoie să vină odată Domnul să-i facă bine, să-l vindece, să-l elibereze. Slăvit să fie Domnul Iisus! Nimeni nu poate să facă așa ce face Domnul. Noi cântăm o cântare. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Nu-i nimeni ca tine, Iisus. Să lege rană, să mustre furtuna. Nu-i nimeni ca tine. Să iubească așa ca El. Să ierte ca El. Să abordeze așa ca El. Să mustre ca El. Să mângâie ca El. Să ajute ca El. Să facă rând așa ca El. Și să le vindece ca El. Nu este nimeni. El este singur, fiindcă El este Fiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul Iisus. Omul acesta este important prin dizabilitate. Și anume, toți vorbeau de el, ăla cu mâna uscată. Nu-i spun numele, nu-i spun vârsta, nu-i spun ăla care are mașina aceea, ăla care se îmbracă așa, care se piaptă în așa, ăla care are ghiulul și care are cercei și lățișoare și tot felul de șurubele în sprinceană. Nu. El devine vizibil prin handicapul lui, prin ceea ce nu are, prin ceea ce nu poate. Și noi, ca oameni, ne uităm spre cei care sunt mai frumoși. Am un prieten pastor, nu voi spune numele. Într-o seară m-a chemat la amfon, lângă el, și îmi spune, Peter, vreau să-ți spun o bucurie. Ce bucurie? Zice, băiatul, și dă numele unui băiat. Zice, a intrat la facultate. Dar nu mă bucur așa de tare. Cum nu te bucur? Nu. Mai tare mă bucur de celălalt, spune el, care a luat media 5. Atâta emoție aveam că nu o să treacă clasa. Ca tată. Și a zis că n-am văzut că a luat media 5. Mi s-a părut că a luat premiu și coroniță. Dar mă bucur că zâmbiți așa. Dar asta o gândește numai un tată și o mamă. Eu mă și zic, ăla care nu știe. Îi spui și nu ține minte. Îl trimiți și nu știe. Uite cum merge. Uite cât de neastâmpărate. Uite cât de neîngrijit. Uite cum este. Nici nu vreau să-l văd. Însă tata când vine zice, dar el unde-i? Că Biblia zice, nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Dar unde-i el? Și dacă ăștia merită să fie iubiți, dar rezistă și fără, tata și mama se duce la ăla. Ăla cu probleme, îl îmbrățișează și spune, băiatul tati, fata tati, hai să stăm la masă. Și oaspetele se uită și zice, dar ce ia pe ăsta? Că uite, uite cum ține lingura, nu știe să ducă furculița, nu știe cuțitul, uite cum e neîngrijit, scapă mâncarea. Și tata îl mângâie și mănâncă și mama și așa sunt ei. Venise în seara aceea la adunare, cel care este mai mult decât un tată și decât o mamă. Aleluia. Cel care este Dumnezeul întrupat. Aleluia. Domnul Iisus Hristos. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Numai El este în măsură să înțeleagă zbuciumul fiecăruia dintre muritori. Și l-a înțeles și pe băiatul acelui. Pentru cei mulți, băiatul acesta era important prin dezabilitatea lui. Și unii spuneau, e handicapatul. El acum mâna uscată. El la care nu e în stare, nu poate să facă nimic, ăla nu mă vine și dacă îi dai scaunul, stă. Dacă nu, nu. Ăla nu dă cu aspiratorul, ăla nu face, ăla nu, ăla este așa. Însă, când vine Domnul Iisus Hristos, neajunsul lui devine favorabil. Neajunsul devine favorabil.
A plecat în Spania concetățeni de-ai noștri mulți. Și au cules acolo la căpșuni și la ce ori mai fi făcut ei. Și la un moment dat s-au organizat la o televiziune un concurs de cântat. Era un băiat care plecase din județul Iași, se stabilise în Banat și s-a dus și el în Spania ca cei mai mulți. S-a dus și el și a concurat. Și alții râdeau, te duci, bă, tu cu 10 clase, vei te duci acolo, mă. Păi aici e țara lui Placido Domingo. Aici e țara lui Julio Iglesias. Gypsy King. A venit tu, bă, să concurezi cu ăștia, bă. Ăștia au în gen cântarea. Fii-o acum să cânti. Și s-a dus și el necioplitul de la țară, de la noi. S-a dus și el acolo. Și concurează și se uite și spune, mă, nu merge timpul, mă. Chemați-l și la concursul ăla, să se mai spele puțin, să mai dea cu piatănul și așa. Și uite la lumina reflectoarelor, ce știți? Și îl cheamă și data viitoare, și data viitoare, și data viitoare. Și am văzut că intră în sferturi, în semifinale, în finale. Și el vine fără emoții. Dacă voi câștiga, voi câștiga. Dacă nu voi câștiga, nu. Ce contează? Doar n-am investit să fi făcut eu conservatorul să mă fac de râs. Și concurează atâția. Și concurează și el. Și când îl anunță pe el și umflă pe mâini și începe să cânte, juriul a uitat să mai pună note. Lasă pixurile, stilou și încep să aplaude. De unde este, mă? Din țara cu portofele. Bă, dar uite că băiatul ăsta are talent, mă. Uneori, handicapul vine favorabil. Că omul vine din linia a doua. Au fost inundații în România în 2008. Și multe comune și-ar fi dorit să fie vizitate de primul ministru, de președinte, orașe, prefecții ar fi vrut, dar nu. Oamenii aceștia unici în țară au plecat în cătunele acelea, unde casele dărâmate. Și multe persoane ar fi vrut să fie ținute de mână de președinte, de primul ministru. Însă oamenii aceștia s-au dus la băbuțele acelea cu mâinile crăpate, fără dantură. Și le-a zis, ce-i mamaie, cum e? Și a zis, uite, n-am un sădor. Și președintele spune, uite, îți dau fă-ți casă. Cum? Aș fi vrut și eu să-mi dea mie să pun etaj. Și să-mi pun și eu mai, nu știu ce, să-mi iau mai bac. Uneori handicapul devine favorabil. Dizabilitatea, minusul, devine favorabil. Lumea în care noi trăim este o lume a vedetelor. De altă parte, astăzi mă uitam la știri și se spunea că fiica președintelui vrea să ne reprezinte în Europa. Și oamenii au întrebat, mă, cum te-a ajuns ea să aibă succesuri de felul acesta? Și el zis, succesurile ei sunt dintr-o limbă de pe timpul, nu-i din gramatica noastră. Dar ea, ei se face drum că vine dintr-un nume. Sunt alții talentați cărora nu li se face nume, nu li se face loc. Seara aceea era o seară specială. Ziua aceea era o zi specială. Sinagoga primea vizita Dumnezeului întrupat. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia. Vine Domnul Iisus Hristos acolo și iese în evidență că sinagoga și anturajul nu sunt suficiente să aducă omului vindecare. Dezabilitatea, minusul, îl face uneori important pe om și mai mult decât atât, neajunsul lui devine favorabil. Biblia spune despre Domnul Iisus Hristos că a venit în părțile cele mai de jos ale pământului. Acolo a venit Domnul. Lumea în care noi trăim este o lume care ar vrea să-și asume pe Domnul. Care ar vrea să-și asume ceea ce este mai frumos și mai bun.
Însă, Biblia spune despre Domnul că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Era pierdut și călcat în picioare a nimănui. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune, luați să nu se piardă. Și spune în cartea mea, strângeți firimiturile, să nu se piardă nimic. Era norodul adunat, era elita, erau criticii, erau cei care aveau de spus vrute și nevrute la adresa Domnului. Însă, când vine Domnul, se apropie de ceea ce era rebutul societății aceleia. Domnul le știa gândurile și în loc să le vorbească lor, celor importanți, zice Biblia așa. El, Domnul, le știa gândurile și mi-l imaginez că Domnul cum face o pauză și fără ca cineva să-i fi făcut prezentare, cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, că Domnul nu are nevoie de intervențiile noastre să facem prezentări, fiindcă El știe cine suntem noi, că El este Dumnezeu. Domnul știa, cum și astăzi știe, care săptămâna asta s-a certat, a mințit, ai tras din pahar, te-ai uitat la filme pornografice, ți-ai însușit ce nu-i al tău, ai amenințat și eu nu cunosc pe nimeni. Însă, Domnul se uită și nu arată cu degetul. Domnul vorbește și zice așa. El a zis omului care avea mâna uscată. Și seara aceasta, Domnul spune celuia care se vede inutil, neputincios, nefolositor, un nimeni, un necunoscut și spune, eu nu pot să cânt, eu nu știu să mă rog, eu nu pot să predic, și nici nu sunt un sfânt, că am atâtea probleme de ani și ani de zile, nu pot scăpa de viciul acela. Vine Domnul Iisus Hristos și lasă parcă 99 de oi pe izlaz și se uită la persoana aceea și îi spune așa. Știi ce? Vreau să stau de vorbă cu tine. Mi-aduc aminte când ne întâlnim la câte o conferință. Am câțiva prieteni a căror nume nu le rostesc. Poate dacă o să se uite pe internet se regăsesc în ceea ce spun. Când facem câte o poză de grup, ei procedează așa. Spun, acum facem o poză. Toți ne așezăm la poză și există vă doi care vin ultimii. Ei vin ultimii fiindcă știe că fotograful nu o să le spună duceți-vă în spate. De fiecare dată, invariabil, ei vin ultimii. Și știu că fotograful îi spune, faceți-le loc aici. Vrând nevrând în orice poză, ei sunt în linia întâi. Să-i vadă cine, nu știu. Să ajung la 50, la 60 de ani să te mai vadă, ce să vadă? Vezi că stau și se adună să nu stea cravata curbată. Ar face nu știu ce și ar planta păr și ar nu știu ce. Dar dacă ești așa, de ce? Stai acolo. Că dacă ești important, te vede Domnul. Te cheamă Domnul. Ne trăim în lumea datului din coate. Domnul Iisus Hristos îl vede și El stabilește priorități. El stabilește cui să vorbească, pe cine să-l cheme, cu cine să stea de vorbă, pe cine să-l invite în față. Și iată, dar, Domnul îl vede, pe omul acela, îi vorbește potrivit cu nevoile lui. A zis omului care avea mâna uscată, scoală-te! Adică, schimbă-ți poziția! Mai departe, scoală-te și schimbă-ți locul. Stai la mijloc. Și pe vremea apostolilor, unii spuneau, eu sunt al lui Apollo, alții spuneau, eu sunt al lui Pavel, alții sunt, eu sunt al lui Chifa, alții sunt al lui Hristos. Și oamenii se împărțiau pe bisericuțe.
Domnul spune, tu nu stai nici acolo, nici acolo, nici acolo. Tu stai la mijloc. Pe Domnul Iisus Hristos îl găsim, Cel care împarte istoria. Lumea noastră spune, înainte erii noastre și era noastră. Înainte erii noastre înseamnă adică anii care s-au scurs până la Domnul Iisus. Era noastră începe cu El. Încă ceva. Biblia spune că când se adună doi sau trei în adunare la închinare, Domnul este în tare, ziceți, în slăvit să fie Domnul. Seara aceasta spuneam fraților și fratelui păstor și așa alerg mult și nu vreau să fac o virtute, fiindcă dacă spun că alerg, unii vor avea motive să mă critique. Lasă așa. Cineva m-a întrebat și a zis, dar cum de te-ai dus la agape? Că voi știți, voi sunteți mult mai nepocăiți decât alții. Sunt alții, așa numai le trebuie aripi și încolo gata. Bine, unde alții zic, dar cum de-ai venit, aveai un așa program? Și călătoresc și nopți nedormite uneori și poate cheltuială și poate oboseală și poate mă neglijez pe mine sau chiar și familia. Însă, în seara în care trebuia să vin Cezar și Dio, știi, m-am culcat la ora 10 și am zis că mă scol la 4. La 12 am fost drept și n-am mai putut să dorm. Știam că am de condus, știam că trebuie să predic în Arad și apoi să vin și am zis, Doamne Iisus, alerg mult. Te rog, păzește-mi casă. Te rog, păzește mașină. Uite, astăzi un avion era gata în Timișoara să păzește mașina. Și, Doamne, dacă mă duc acolo și sunt 2, 3, 10 oameni cât sunt, Doamne, te rog să nu mă lași să rănesc pe nimeni. Și nici nu mă lăsa să înșel pe cineva. Doamne, că eu voi fi important sau nu, te rog să nu ne lași singuri, Doamne. Eram la evanghelizare, turneul cu Speranța și coordona programul. Trebuia să predice pastorul Negruț. Și am zis, nu vrei să te rogi pentru mine? M-am rugat și am zis, Doamne, te rog, eu îl las aici, noi îl lăsăm aici. Te rog, tu nu îl lăsa singur. Și am venit și am spus, mulțumesc, frate, pentru felul cum te-ai rugat. Credeți că seara aceasta Domnul este cu noi la agape? Amin. Slăvit să fie numele Lui. Vreau să spun ceva. Dacă sunteți cei mai răi sau cei mai buni, dar am venit în numele Lui, El mi-o onorează cu prezența. Sute și mii să spună, nu vreau să vin acolo. Domnul vine nu că spun ei sau nu. Domnul vine fiindcă știe că noi suntem mai cu handicap. Care avem nevoie. Nu suntem nici buni, nici sfinți, nici iluștri, nici talentați. Suntem așa. Și El stabilește cu cine să stea de vorbă. Aleluia Domnului Iisus. Dacă ați fi după mine, aș duce în rai numai pe mama mea, frații mei, surorile și pe cei care mă laudă. Însă, spre surprinderea mea, când intru pe internet, pe Messenger și trimit câte un mesaj, într-o zi cineva mi-a scris, zice, eu sunt misionar în Emiratele Arabe. Altul mi-a scris, eu te sun, eu scriu din Turcia, altul din India. Mă aflam în Arad la o biserică și eram cazat la un hotel, la cineva, la un motel. Și fratele pastor a zis, îl vezi pe omul ăsta? A fost președintele Partidului România Mare, în fine. Și a continuat să spună, a zis, nu a existat om mai rău decât el. Și acum este un înger. Și zice, parcă nu ne vine să credem. Și a zis, știi de ce? Fiindcă noi trecem pe oameni prin filtrul nostru și spunem, în rai, trebuie să meargă băieții buni ca noi, ticăloșii ăștia o să stea în urmă și dacă o să mai rămână locuri, o să vină și ei ăștia care toată ziua au strigat pe CR. Ăștia o să vină, nu. Domnul, spre surprinderea noastră, îl ia pe ăla din spate, care nu știe să se roage, să cânte, nu vorbește în limbi, nu prorocește, nu predică, nu-i fiu de păstor, de predicator, de pentecostal, de baptist, de un nimeni. A venit un nimeni și până ieri era un nimeni și seara asta a intrat un nimeni că încă are mâna uscată
Și Domnul vrea să se atingă de el. Slavă Domnului Iisus! Așa face Domnul. Bun e Domnul Iisus. Nu-i nimeni ca el. O să zic la ei mei să-mi trimită prin SMS cântarea ce mi-e dragă. Așa simplă, da. Dar dacă e despre Domnul, cum să nu fie drag? Schimbă-ți poziția. Schimbă-ți locul. Și nu în ultimul rând. Schimbă-ți anturajul. Există un proverb românesc și sună cam așa. Spune-mi cu cine te unești ca să-ți spun cine ești. Anturajul. Anturajul te influențează. Mă aduc aminte cu ani în urmă am venit în Austria și pe careva dintre dumneavoastră a spus și domnule, uite, ăla, aia. Nu a apucat să spună nici măcar bună ziua, nici nu știu ce, dar a început să spună o vorbă josnică. Vin fotbaliști în România și înainte să devină creștini, cum sunt toți românii de creștini, primele vorbe sunt înjurături, ca tot român creștin, între ghilimele. Și întreabă jurnaliștii, de la cine am învățat? De la băieții buni. Spune-mi cu cine te unești ca să spun cine ești. M-au întrebat niște tineri și au zis, frate, dacă ar fi să dai niște sfaturi unor tineri, cum să se comporte, cum să aibă biruință în viață, ce sfaturi le-ați dat? Și am spus, în primul rând, i-aș îndemna să-și încarce timpul cu preocupări constructive, nobile. Dar și dau de învățat, dau de muncit, nu mai puneți pe ei, mă pune! Frate, sunteți un satrap! Nu! Biblia mea spune așa, este bine pentru cel tânăr să poarte un... Bine, jugul nu-i messenger, nu-i internet. Că ăsta îl pune diavolul, jugul ăsta. De ăsta să scape. Un jug din ăsta care să-l țină lângă Domnul. Aici merge un amin. Amin. Merge un amin aici. Amin. Să poarte un jug. Este bine, dar e obosit. Nu te teme. Veneam de la sapă, de la coasă, de la seceră. Zdrobit de obosit. Și aveam o minge și băgam cu pompa de la bicicletă, o umflam și o băteam încă două ori. Și tata spunea, mă, mâine vă treziți și iar la treabă. Și ce dacă? Aveam energie cât o casă. Unu, încarcă-ți timp cu preocupări constructive, nobile, ziditoare. Citește Biblia. Hrănește-ți mintea. Ascultă muzică bună. Nu pune dimineața muzică jalnică. Și încă ceva. Atenție la anturaj. Petrece timp între oameni serioși. Uneori îți vine să te duci nu știu unde și ce să faci. Dar când e fratele, când e sora, când ăștia toată ziua, slavă Domnului, Doamne ajută, Domnul să binecuvânteze, mă băiete, versete, m-aș mai duce, dar ăștia mă țin. Anturajul te face rău. Și întreabă mama când mă duc în țară, da, m-a întrebat o bunicuță, frate, vreau să te întreb ceva, dar te rog spune numai mie, să nu mai știu nimeni. Dar ce, sora, vrei să spun? Știi ce? Al meu. Pe al meu l-ai văzut? Unde? La biserică. Nu l-am văzut. Da, de ce? Al meu cânta la clarinet. Și? Mai cântă? Nu mai cântă, soară. Dar de ce? S-a luat cu un anturaj rău și s-a dus. Schimbă-ți poziția. Nu mai lenevi, nu mai trândăvi, nu mai fi irascibil, nu mai fi refractar. Nu mai fi jenant, nu mai fi dezorganizat, nu mai fi indisciplinat. Schimbă-ți poziția, încă ceva, schimbă-ți locul. Pe care îl frecventezi mereu și mereu. Schimbă-ți anturajul. Și când spune Domnul așa, scoală-te, stai în mijloc. Și omul acela putea să spună, eu? Da, tu. Dar nimeni nu mi-a zis să mă scol, dar mor de rușine. Scoală-te. Și ce să fac? Stai în mijloc. Dar nu ai vrea, Doamne Iisuse, să-mi vorbești de aici, în spate?
să nu mă vadă, să nu mă filmeze. Vreau să stau aici în spate, așa? O pocăință din asta, din spatele cortinei, care să-mi permită să mai fac ce vreau și iar mă pocăiesc, iar mă dispocăiesc. Un frate păstor de la frați baptiști, în regimul trecut, lucra, nu era full time angajat. Și oriunde mergea, spune el să se angajeze, spunea, mă cheamă cu tare și sunt pocăit. Și cineva îl întreabă, frate, dar de ce te lauzi? Lasă vorbească pocăința. Zice, mă, știi de ce spun? Fiindcă vorba mea mă va obliga să fiu cu adevărat pocăit. Și încă ceva, dacă nu reușește vorba mea să mă țină pocăit, ăștia o să spună, bă, dar parcă ziceai că ești pocăit, mă. Adică omul se expune. Da, la care zice, lasă, domnule, faptele să vorbească. Și duce o pocăință așa la jumătate, cu mâna uscată. Beau ei, eu numai jumătate de pahar. Ei un pachet, eu numai jumătate. Ei înjură, eu niște înjurături penticostale, spun. Ei fură, eu numai noaptea, nu și ziua. Ei își fac soția, eu numai în concediu. Ei așa, eu numai câte puțin. Și Domnul spune, hei, băiete, ridică-te! Vino încoace, vino la mijloc, ești în penumbră, ești de după cortină, ridică-te, părăsește anturajul, vino aici. La unde să mă duc? La ce cult, la ce grupare, la ce denominație, la ce biserică? Și probabil ar fi stat alții cu registru să-l noteze. Îl spuneam, eram într-o biserică și în Arad și participase primar. Vai, care n-ar vrea să-l boteze pe domn primar? Domnule, dacă-l botez pe el, pot să boteze el alți 1000, dar dacă l-am botezat eu, și ce dacă? Are impresie că odată cu primarul se cinește și el în rai. Să te iau probabil așa cu registrele, să-l scrie. Cine? La cine îl trimite? Și Domnul spune, vino la mijloc. Slăvit să fie numele Lui. Pe Golgota erau 3 cruci. Unul profera în jurii și spunea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă-te liber și arată-ne că ești Fiul lui Dumnezeu și că ești Cel care, atunci când erai liber, spunea că tu poți să înviezi. Și celălalt s-a uitat și a zis, colega, nu ți-e teamă? Pentru noi este drept. Am furat, am fumat, am înșelat, am destrăbălat, le-am făcut pe toate. Dar ăsta din mijloc n-a făcut niciun rău. Lasă-mă să spun și eu ceva, dacă al meu coleg ți-a vorbit așa. Te răzbunător. În ultimele clipe ale vieții lui, lasă-mă să spun și eu ceva. Galileene, Nazarenene, eu sunt tot atât de rău ca el. Tot atât de răzbunător. Toate faptele pe care el le-a făcut, le-am făcut și eu, mai multe. Dar nu știu de ce te-a pus pe tine între noi, vagabonzii. Dar pe tine te-a pus la mijloc, parcă tu ai fi cel mai rău. Iisuse Nazarenene. Despre noi, toată lumea știe că am fost niște răi. Despre tine, se spune că tu mergi în rai. Și eu cred. Galileene, când o să ajungi acolo în rai, spune ceva și de mine. Și cel de la mijloc i-a spus, azi vei fi cu mine în rai. Slăvit să fie la Domnul Iisus. Nu vrei să faci pasul la mijloc? Nu vrei să privești la mijloc? La El? Domnul Iisus Hristos, când ei se uitau la El, și urmăreau să-L învinuiască, El are supremație peste opoziție. Că ori de câte ori vrei să faci o lucrare bună, ori de câte ori vrei să mergi la evangelizare, să predici Evanghelia, să predici în închisoare, să duci ceva, să-L mărturisești pe Domnul, apar tot felul de piedici. Domnul are supremație peste opoziție și Domnul spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Doamne, ajută-ne la aceasta! Domnul are supremație. Domnul confruntă prejudecățile cu adevărul Lui.
Și Domnul ceea ce începe, finalizează. Mi-l imaginez cum oamenii aceștia vorbeau și zice, dar El le știa gândurile. Domnul nu răspunde la provocările lor, la invectivele lor, la înjuriile lor, la amenințările lor. Veneam cu băieții și am primit un telefon de la o persoană echipată, înarmată, să mă tulbure. Și a reușit. Sunt un extrovertit. Și după ce m-a tulburat, am închis telefonul, vorbeam cu ei și mi-am adus aminte de cântarea, Doamne, n-am vegheat de ajuns. Și păcatul m-a răpus. Doamne, ia, dă-mi Tu har ca să nu alerg în zadar. Apostolul Pavel spune, vreau ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu revelat. Eu mă clatin, răspund la provocări, sunt sensibil, sunt nevegheator, neatent. Oamenii aceștia rângeau ca o haită către El și spune, El le știa gândurile și nu le răspunde lor. Zice, a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te, stai în mijloc. Omul s-a sculat, a stătut în picioare și acum imaginați-vă-l studiu de caz. Nouă ne plac niște programe la evangelizare, niște programe puse în revistă, în agenda, că nici Duhul Sfânt nu mai poate să-și facă loc în toată ordinea noastră. Așa de bine organizați suntem, nici Duhul Sfânt nu mai are loc între noi. Așa de bine pregătiți suntem noi. Le știm pe toate. L-a chemat Domnul și începe să vorbească cu ei. Observați ce predică. Zice, sâmbăta, este permis să faci bine oamenilor sau să faci rău unui om? Să-l salvezi de la moarte? Sau să fii pentru pieirea lui? Și-a mutit privirile peste toți. Imaginați-vă-l fără nerv, fără patimă, o blândețe dumnezeiască. Și-a întins privirile peste toți și s-a oprit către omul acesta și a zis, întindeți mâna. Și omul putea să spună, întindeți mâna, întind, nu aceea, lasă mâna jos. Întindeți mâna pe care de 20 de ani nu o întinzi. Dar crezi că se poate? Nu ești drăguț să vii să pui tu mâna ta și întinde-o meu? M-au întrebat oamenii în închisoare, domnule pastor, cum să fac, domnule, să scap de tutun, domnule? Ai un sfat? Am! Ce sfat îmi dai? Aprinde o țigară, am zis. Și ce să fac cu ea? Intr-o două în gură. Și scap de fumat? Da, dar am spus, intr-o două cu foc în gură. Oamenii vor așa să vină Domnul Iisus să le ia țigările, să le ia halba, să le închidă internetul, să le rupă revistele, să le dea de la zodiac, de la horoscop, să vină Domnul așa să ia din crâșmă și să-i ducă în rai, mititelul. Dar cel care vrea viața, Domnul spune, participă la eliberare, participă la neputință, participă la ieșirea din handicap, participă la ieșirea din robie, participă la ieșirea din sclavie, ascultă vocea Domnului, mărit să fie Domnul Iisus. Asta presupune ascultare de El. Doamne, dar n-am mai făcut asta, nu ți-am zis asta. Nu așa ne place, dacă ceva am mai făcut, mai facem, dacă nu, chiar dacă spune Domnul. Poate să zică Domnul, nu? Pe la noi nu erau din astea. Pe la noi nu se făcea așa. Pe la noi nu se întâmpla așa pe timpuri. Ăștia le-au adus. Galileanul, Nazarineanul. Când Domnul spune așa, întindeți mâna, Biblia spune așa. Atunci și-a rotit privirile peste tot și a zis omului, întindeți mâna. Și fără o frază, alte cuvinte, el a întins-o. Nu Domnul, el a întins-o.
dar a întins-o când Domnul a spus. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Seara aceasta te voi îndemna să întinzi mâna, să spui nu păcatului și să spui da umblării cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Și dacă umblarea cu Domnul a fost una la jumătate la sută, 50%, din seara aceasta spui: ia-mă, Doamne, în slujba Ta și tot în slujba Ta mă ține, să nu am nimic în asta lume decât numai, Doamne, pe Tine. Ia-mi banii pentru lucrul Tău și fă din mine un Zacheu. Și apoi intră în casa mea și fă-te Tu stăpân pe ea. Ia-mi mâinile și a lor lucrare, picioarele și a lor umblare. Ia-mi inima din pieptul meu și curăț-o de orice rău. Mă aflam în Timișoara, biserica păstorită de fratele Crașovan, și a venit un bărbat fără mâini și a cântat, poate l-ați văzut pe omul ăla. M-am cutremurat și am zis: Doamne Iisus, dacă vrea să se scarpine, dacă vrea să se șteargă de transpirație, nu vreau să mă nimesc. Dar gândiți-vă voi. Am văzut pe cineva trecând prin fața mea, atâta, într-un manșon de cauciuc. Și era așa. Și eu, dacă e să mă pună pastorul, să mă rog pe genunchi, zic: lasă-mă, Domnule, că la țară, la tine, era așa. De 10 ani nu ne mai rugăm îngerul. Crezi că Domnul ne ascult? Nu, că asta ar fi așa. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau. N-am văzut nici măcar un câine turbat. O vulpe turbată, dar și că-s foarte aiurea, foarte răi. Dar cum o fi un om turbat? Eu nu vreau să-mi imaginez. Zice în Biblia că turbau ăștia. Turbau de mâine. Uite, Domnule, Nazarineanu, Domnule, a venit și în loc să țină predica așa, liturghia, cum suntem noi obișnuiți, ăsta părăștește, Domnule, canoanele și ce face, Domnule, ăsta? Ăsta vindecă, ăsta eliberează, ăsta mântuie. Uite-l cheamă pe ăla de acolo, pe noi ne ignoră. Ce legitimație, ce haine, cu ce parfum ne-am dat noi. Pe noi nu ne-a înseamnă și-l cheamă pe ăla acum. Asta-i adunare, asta-i slujbă. Era titlul predicii mele, este acesta: vino mai aproape. Vino mai aproape. Te-ai obișnuit doar cu prezența la adunare? Am o carte care spune stop mersului la biserică. Când mersul la biserică devine o profesie, stop. Când rugăciunea devine o profesie și mă rog așa, trâncănind, stop. Rigoară în cel care s-a rugat pentru așezarea în funcția lui președintelui Americii. În cartea lui Viața condusă de scopuri, la lecția 14, vorbește despre esența închinării. Și spune el: esența închinării conduce la o predare zilnică. Și spune el, se folosește de cuvântul: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să ia crucea în fiecare zi. Slăvit să fie Domnul Iisus! Și dă un exemplu despre un pastor din Anglia, care la un moment dat, la o slujbă, a spus: astăzi nu se cântă. Ne închinăm fără cântare. Data viitoare nu ne mai rugăm, numai cântăm. Nu-i închinare și așa. Dacă totul devine profesie, stop! Dacă totul devine ritual, obicei, stop! Domnul ne vrea ascultători și împlinitori ai cuvântului Lui. Slăvit să fie numele Lui! Și El, dacă spune vino, vin. Dacă spune du-te, mă duc, fiindcă a spus El. Vino mai aproape. Pocăința poate funcționează la jumătate.
business-ul la jumătate, sănătatea la jumătate, spiritualitatea la jumătate. Nu te teme, nu te îndoi, nu te cutremura, nu pune întrebări, nu te clătina. În numele Domnului fă pasul. Domnul așa a spus, Israele, nu te teme. Dacă o mamă își uită copilul pe care l-a alăptat, eu nu te voi uita, Israele. Dacă treci prin foc, voi fi cu tine. Dacă treci prin ape, voi fi cu tine. Focul nu te va arde, râurile nu te vor înneca. Eu sunt Domnul.